Multă bucurie și tot ce-i bun, stimați urmăritori, datorită faptului că mulți îmi tot scrieți, mă sunați și nu am cum să stau cu toată lumea la povești, la discuții. Unii mă sună duminica, nu contează că e sărbătoare, nu contează ora, alții noaptea târziu îmi scriu. Deci nu e ok. De-aia încerc să vă fac un filmuleț săptămâna asta, să vă prezint exact ce fac eu și exact sistemul pe care îl fac, mâncare o să vă prezint în fiecare zi și dacă ajută Dumnezeu, sâmbătă o să transmitem live sosirile. Vă prezint exact ce am făcut noi. V-am spus că săptămâna trecută am jucat mai slab, că femeile noastre au trebuit să ouă, chiar în ziua în care au venit de la drum s-au ouat, dar nu e nicio problemă, noi știm că nimic nu este la voia întâmplării și ne pregătim pentru următoarele etape. Ne bucurăm că totuși porumbei de la noi din crescătorie, din ouăle ce s-au vândut de la noi din crescătorie, au ocupat locul 1 pe lansare, la categoria crescător și păsările au intrat extraordinar de bine și chiar din la Gherta, produs din la Gherta, a fost jucat la superlativ. Acum vă prezint ce le dăm noi. Noi mâine o să avem antrenament de plus 100 de km, undeva la 115 km aerian. Porumbeii noștri nu sunt lăsați afară, după cum bine știți. Se antrenează în ziua în care au antrenament, zburătorii au făcut antrenamentul, au intrat înăuntru. Doar când nu îi ducem la antrenament, atunci îi mai lăsăm câte un pic afară, dar rar se întâmplă lucrul acesta. Aici avem mâncare energie, mâncare românească, mâncare de la Feștila, iar lângă avem cânepă. Vedeți? Avem o cânepă de super calitate și vom amesteca cânepa asta aici. Vom amesteca cânepa întotdeauna și la antrenamentele ce avem kilometri mulți, dăm mâncare foarte bună. În rest, porumbeii noștri au fost pe orzoaică și porumbeii noștri au mâncat doar orzoaică. Dar o să vedeți toată săptămâna, o să vedeți ce mănâncă dimineața, o să vedeți ce mănâncă seara, dar cu mâine avem antrenament cu kilometri mulți, trebuie să aibă putere. E ca și cum ar fi o etapă, ca și cum ar fi o etapă de viteză. Bun, așa arată mâncarea noastră, nu băgăm nimic în ea, e curată, apă, de asemenea apă curată. Nimic nu este în apă, apă curată. Bun. Suntem în compartimentul femelelor, aici avem 35 de femele de maraton extrem. Toate acestea care vor rezista vor merge la extrem. Asta ne interesează și asta jucăm. Puteți vedea din fecale, cei care cunoașteți mai multă columbofilie, vedeți din fecale ce mâncare mâncă porumbei. Deci se vede din fecale că mâncă foarte multă orzoaică și mâncă doar orzoaică în zilele în care nu au distanță lungă, nu au antrenamente lungi. Bun, haideți să vedeți cum mâncă femeile noastre. Le dăm undeva la 15 grame pe porumbelă. Ma. Una din prințesele mele, direct din crescătoria tandemului de aur. Ma. Haideți, fetițele, de data. Haide. Așa. Haide, să vă pun și aici. Așa. Haideți, fetițele mele, haideți. Așa, astea menuțele noastre. Nu facem prea multă curățenie, nu am văzut în țară unele lucruri și încercăm să învățăm și să copiem. Bun, astea sunt femelele. Compartimentul 1 de masculi. Și aici am s-a făcut curat după ce au fost luați puii. Cred că vineri noapte, după ce porumbeii vor fi plecați, o să spăl tot, bag cu furtunul cu apă, spăl tot, fac o curățenie din cauza puilor și după aia nu se va mai face curat tot sezonul. Cred. Acum vedem. Așa, ăștia sunt masculii noștri. Se vede și aici că au mâncat orzoaică. Haideți, tata! Îi pregătim și pe ei pentru antrenamentul de mâine. Pe lângă mâncarea aia, pe lângă cânepa, am mai băgat și mei. Haideți, hai veți uitată, hai veți uitată. Așa. Compartimentul 1 de mascul. Compartimentul 2 de mascul. Se vede și fecalele lor. Ăștia sunt masculii noștri. Aici avem 6 masculi. Din compartimentul ăsta au mai căzut
mă ascult, dar asta e, nu-i problema. Important sunt cei care rămân, cei care rezistă. La etapa trecută am pierdut un singur mascul. Haideți, hai! Aici punem mai puțină mâncare, trebuie să mai puțin. Am pierdut un singur porumbel la etapa trecută. La primul concurs am pierdut un singur porumbel, dar sperăm să se întoarcă. Este un mascul care personal mi era foarte drag. Haideți, hai, 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 veți uitat, hai. Hai. Haide, hai. Așa arată compartimentul 2. Masculii noștri sunt foarte, foarte ușori. Dacă i-ați avea în mână, sunt fulgi. Bun. Mergem la compartimentul 3. Suntem în compartimentul 3. Aici avem un porumbel accidentat. Piciorul rupt și tot ijulit. Deși mi era tare și mie încă tare drag. De asta nu l-am eliminat. Așteptăm să vedem cum se va reface. Aici sunt porumbei, de aici nu a căzut niciun porumbel, nici la antrenamente, nici la nimic. Aici avem un lot foarte compact, un lot de care sunt foarte mulțumit. Haideți, hai, hai băieți, uitate, hai, hai, haide, hai, haide băieți, uitate, hai, hai, haide, 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 hai băieți, uitate, hai, haide, hai. Deci înseamnă să mânce porumbeii la grămaș, uitați-vă la ei. Hai băieți, uitate, hai. Haide! Toți aceștia sunt nepoți din porumbei ce sunt campioni ai României, în special la azi maraton palmares 2 ani. Noi asta căutăm, porumbei cu palmaresul, porumbei puternici. Toți aceștia care vor rezista vor merge la extrem. Nu contează că nu facem niciunul cu normă, decât să ne mințim că avem porumbei de maraton și să jucăm la 700, să facem norme la 700, mai bine preferăm să nu avem nicio normă, dar să știm că am jucat cu toți la 950. Asta e mentalitatea noastră, fi bun, fi rea, fiecare are libertatea să o gândească în dreptul lor. De asta prefer să vă fac filmul și să vă arat o săptămână întreagă de pregătire și să vă arat sosire, dacă aș Dumnezeu, sâmbătă pe live, să vedeți cum facem noi. Deci, mă repet, nu am cum să răspund la toate mesajele, nu am cum să răspund la toate telefoanele și nu e ok ca să doriți un lucru și să nu vă pot ajuta, ceea ce știu și eu. Că sunt multe lucruri pe care nu le știu și nu le stăpânesc nici eu. Și eu întotdeauna sunt în căutare, învăț într-una și ne trezim că trec ani și tot nu știm mare lucru. Dar cu ce știu vreau să vă ajut, dar nu pot, mă repet, nu pot să stau toată ziua pe mesaje, nu pot să stau pe telefoane, că am multe. Am și cu firma, am cu familia, sunt și alte lucruri în care sunt prins, așa că nu am cum să răspund la toată lumea. Să nu credeți că nu vă apreciez, să nu credeți că nu vreau să discut cu voi. Îmi doresc din toată inima, dar e prea scurtă ziua, are prea puține ore și nu pot să mă ocup de toate. Nu pot să mă ocup de toate. Ar trebui să stau toată ziua, să stau non-stop pe telefon și să povestesc. Îmi face deosebită plăcere să povestesc cu voi. Cei care mă sunt din străinătate, mă bucur întotdeauna, din țară, de peste tot. Dar nu pot. Nu că n-aș vrea. Nu pot. Timpul nu-mi permite. Timpul nu-mi permite și de-aia vreau să vă arat săptămâna aceasta, să vă arat în fiecare seară, o să postez un filmuleț cu ceea ce am făcut în ziua respectivă. Mâncarea de dimineață, mâncarea de seară, antrenamentele și mâine o să aveți filmuleț cu ora la care plec de acasă, lansarea, de unde o las să lansez, cu porumbeii, când ajungem acasă o să vedeți cum arată porumbeii, mâncarea ce le dăm în apă, o să vedeți și mâine o să primească miere de albine, un pic de lămâie și MSM-ul, o să vedeți că asta primesc, mâncare ușoară mâine și o să vedeți toate aspectele, o să vedeți cum lansăm, dacă se concretizează ceea ce ne arată meteo acum seara, că mâine o să avem vânt, o să vedeți cum lansăm, pe ce grupulețe lansăm. Aceștia sunt toți masculi care au crescut câte 2 pui, 3 pui, vă aduceți aminte ce era aici și toți sunt masculi tineri. Bun, mergem și la lotul de viteză. Suntem în compartimentul de viteză. În mod normal aici ar trebui să le dăm mâncarea, dar vreau să-i vedeți bine și de-aia o să le dăm mâncarea pe jos.
în această și în toate filmulețele astea o să vă dăm mâncare pe jos ca să puteți să vă vedeți cum arată porumbeii noștri, să vă faceți o părere de tot ce... Acum toată lumea pe ouă, haideți, hai, toată lumea, haideți, hai. Haide. Astea sunt porumbeii noștri de scurte. Ați văzut masculul și după ouă. O să vă arat și cum arată, ce arată. Acum nu avem ce face, punem pe jos ca să puteți vedea și să vă faceți o părere. Ați văzut pe lac, iar a și fugit la ouă. Uitați, alta. Pleacă, am mâncat un pic și pleacă. Haide. Săgeata albastră. Unde e săgeata albastră? Să o filmăm mai îndeaproape. Haideți dacă putem mări un pic să-i vedeți mai bine. Deci mâncare energie românească, adăugat mei și adăugată cânepa. Haide, hai. Din păcate, etapa trecută când au ajuns păsările, săracele, greu au venit aceste femele. Că porumbei de viteză fac o mult mai mare decât cei de maraton, majoritatea dintre ei. Bun. Vă doresc o seară binecuvântată și mâine seară o să vedeți un nou filmuleț care va fi cu toată ziua. De dimineața, prinsul porumbeilor, pornirea de acasă, lansarea în Ungaria, traseul și după aia sosile și hrănirea iarăși, să vedeți ce și cum. Vă mulțumesc pentru tot și vă doresc o seară binecuvântată!